Ei, dauna foarte mare pe care poți să o ai dacă nu ai centura de siguranță în astfel de accident. De ce? Pentru că te poți lovi prin mașină, ești ca în mașina de spălat, ca rufele în mașina de spălat, încep să te arunce și n-ai nicio șansă să te ții. Cine crede că te ții de volan, că te ții de mânerul de la ușă, nu te ții de nimic, nu ai atâta forță. Și atunci, sau ești în interiorul mașinii, ca rufele în mașina de spălat, și apar tot felul de fracturi, leziuni și de alea grave, coloană ruptă, bazin rupt și așa mai departe, sau pățești cum a pățit acest tânăr, să zic, de-al meu din Bârlad, din păcate, care a fost aruncat pe geam. Din fericire am înțeles că nu a fost foarte grav Doar câteva rănit, vătămări corporale. da, pentru că a căzut pe pământ, pentru că a fost tânăr, dar imaginați-vă că dacă era unul de 60, de 70 de ani, sau dacă era o femeie mai în vârstă, o astfel de cascadorie, sigur, este mult mai periculoasă pentru o altfel de persoană. El, fiind tânăr, a suportat acest șoc. Sper să-i fie învățătură de minte și lui, dar și altora. Centura salvează viața. Dacă ar fi avut centura, mașina ar fi fost stricată tot la fel de mult, el n-ar fi făcut această aventură. Acum poate să spună, da, dar uite, a fost frumos, m-a dat la televizor, altfel nu mă dădea la televizor. Da, a avut o mare șansă. Da. Pentru că dacă se oprea în ceva, dacă dădea de ceva dur sau putea să aibă coloană ruptă, bazin rupt și multe alte, sau chiar și o fractură, mână, picior, Da. nu e o plăcere să-ți rupi femurul, să spui, da? Deci, încă o dată se dovedește că. Și iarăși ajung la sistemul din spate, sistemul care înseamnă școlarizarea acestui tânăr șofer. Da. Și eu sunt convins că nu s-a pus accent în școala de șoferi, în sistemul lui de pregătire până la capăt, pe cât de importantă este centura de Și doar siguranță. că trebuie să o ai ca să nu te pice Și examinatorul. exact, ca să nu te vadă polițistul că și dacă o pui de formă sau dacă ți-ai tricou de ăla cu dungă care de la distanță pare că ai centura, ai scăpat.